Institutul Teologic Penticostal din București este instituția de învățământ teologic superior unde cultul creștin penticostal își pregătește viitorii slujitori. Institutul a atras în ultimii ani tot mai mulți bărbați din țară și din diaspora, dornici să se pregătească temeinic pentru a sluji cu credincioșie Domnului. În prezent, la școala noastră sunt înmatriculați peste 230 de studenți și masteranzi. Dorința tinerilor de a se pregăti pentru slujire, precum și înțelegerea nevoii de slujitori în ogorul Domnului, ne încurajează să continuăm lucrarea pe care înaintașii noștri au început-o cu mai bine de 40 de ani în urmă. Încă de pe băncile școlii, studenții noștri predică Evanghelia, iar după absolvire, cei mai mulți dintre ei se implică activ în slujire ca predicatori, păstori, evangheliști, lucrări la școala duminicală, etc. Periodic, în campusul nostru, au loc întâlniri cu păstori din cadrul cultului penticostal și sunt organizate seri de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și după darurile duhovnicești. De asemenea, în fiecare an, organizăm o tabără de rugăciune la care participă studenții, profesorii, dar și frați slujitori, păstori și proroci care ni se alătură în căutarea lui Dumnezeu prin rugăciune. Activitatea institutului se desfășoară într-o clădire care nu mai poate împlini nevoile curente ale ITP. În prezent avem 3 săli de curs, un amfiteatru de dimensiuni reduse, spații pentru birouri și o bibliotecă devenită neîncăpătoare pentru cele aproape 30.000 de volume. Numărul mare de studenți, lipsa spațiului din actualul campus și confirmarea venită din partea lui Dumnezeu și a conducerii cultului penticostal ne-au determinat să avem viziunea dezvoltării școlii noastre. În toamna anului 2018 am început lucrările de construcție, iar la momentul actual noua clădire este ridicată la roșu. Ea are 12 săli de curs, un amfiteatru, un laborator media, 2 săli de ședință, spații pentru socializare, o bibliotecă spațioasă, birouri administrative și o capelă cu 350 de locuri. Viziunea noastră este ca pe lângă institut să înființăm o biserică, iar capela va fi locul în care se vor desfășura slujbele de închinare ale acestei biserici. Actualele clădiri vor fi transformate în spații de cazare și alte unități administrative. Pentru următoarea perioadă ne dorim să finalizăm lucrările la fațada clădirii, hidroizolarea teraselor, realizarea balustradelor, montarea ușilor exterioare, finalizarea lucrărilor la instalațiile sanitare și termice, canalizarea și instalația electrică. Viziunea noastră este ca în anul 2022, când vom sărbători împlinirea a 100 de ani de la apariția primei biserici penticostale în România, să inaugurăm noua clădire a ITP. De la începerea lucrării de construcție, în ciuda greutăților și a crizelor venite peste lume, am văzut cum Dumnezeu ne-a ajutat și a pus pe inima multor oameni și a bisericilor să ne sprijinească. Credem că, prin bunătatea Lui și bunăvoința dumneavoastră, putem finaliza acest proiect important pentru bisericile penticostale românești. Știm că nu zidurile sunt importante, ci oamenii. Investiția dumneavoastră va trece dincolo de școala noastră. De aceea vă invităm să fiți partenerii noștri în această lucrare a Domnului, contribuind financiar pentru continuarea construcției noului campus. Având în vedere lucrarea bună de la institut, cât și planul de dezvoltare în actuala locație în București, propus de conducerea institutului și aprobat de Consiliul Bisericesc, rog bisericile penticostale din România și din diaspora să acorde sprijin spiritual și material pentru acest proiect. Avem onoarea și oportunitatea să construim una dintre cele mai frumoase școli biblice din România și din Europa. Această școală va fi un loc de unde se va răspândi lumina Evangheliei în toată lumea, un loc în care va fi învățată și apărată credința creștină și unde se vor pregăti slujitorii lui Dumnezeu pentru generațiile viitoare. Stimați frați, vă invităm să fiți parteneri împreună cu noi în lucrarea de formare a lucrătorilor pentru Biserica lui Dumnezeu. Vă puteți implica în lucrarea de la institut prin sponsorizarea studenților cu greutăți financiare și mai ales prin susținere la zidirea noului campus. Fie ca Dumnezeu, care prin Duhul Profeției ne-a promis ajutorul Său, să vă răsplătească toate binefacerile.